V-am găsit în cadrul Jurnalului de Știri, o ediție care își propune să promoveze cele mai importante evenimente din viața Bisericii Adventiste de ziua 7 din România și nu numai. Dacă dețineți informații din acest domeniu, puteți contribui prin a le trimite la adresa de mail știriarontesperanța.tv.ru. Traversăm o perioadă în care oamenii nu se mai regăsesc. Nevoia de o spiritualitate autentică. Este una mare. Dintr-un astfel de motiv a apărut proiectul conferințelor biblice realizate de Biserica Adventistă în parteneriat cu Centrul Media Adventist. Ultima dintre aceste conferințe biblice, Isus a făcut, s-a încheiat la sfârșitul săptămânii trecute. După seria Isus a zis, difuzată în luna aprilie a acestui an, Biserica Adventistă de ziua a șaptea din România a realizat o nouă serie de conferințe biblice cu titlul Isus a făcut. În perioada 19-28 noiembrie, în direct la Speranța TV și Radio Vocea Speranței, dar și în transmisii live pe 40 de conturi de YouTube și peste 300 de pagini de Facebook, au fost prezentate mesaje de speranță din Sfintele Evangheliei. A fost o experiență nouă, deși pot să spun că în trecut am mai avut trei astfel de experiențe, a fost o experiență nouă la nivelul Comitetului Uniunii. Am lucrat interdepartamental, greul a căzut pe fratele Dan Brânzan, dumnealui a fost cel care a condus. Din punctul meu de vedere, noi am organizat transmisia tehnică, urcarea pe platforma Facebook și Implementarea Facebook-ului, Instagramului și YouTube-ului la nivelul întregii biserici. Peste 300 de pagini, peste 50 de canale de YouTube au fost angrenate în, în, acest, în acest program. Cu siguranță că sunt și lipsuri, sunt și lucruri în plus față de celelalte, însă simt să mulțumesc pe această cale. Speranței TV, directorilor de comunicare de la fiecare unitate teritorială a Bisericii Adventiste, care au fost una. Trei să recunosc că dacă n-ar fi existat echipa, și subliniez din nou echipa, probabil că totul s-ar fi limitat și ar fi avut un impact local. Noutatea acestei campanii a constat în faptul că vorbitorii nu au fost din rândul pastorilor, ci au fost implicați 10 credincioși laici cu activități în domenii precum sănătate, antreprenoriat sau educație. Tot programul a fost interesant pentru că am participat într-o triplă ipostază. Odată ca simplu telespectator, în fiecare seară am urmărit programul, pe urmă ca membru al echipei și ne-am încurajat tot timpul unii pe alții și ne a făcut observații, ne-am dat sfaturi și eu am primit asta seară de la ceilalți membri ai echipei și pe urmă ca participant la program, care a trebuit să gândesc, am meditat toată perioada asta la ce am de spus, la ce merită spus, la ce trebuie să scot, că nu mă încadram în timp. A fost o muncă și o grijă, de care mă simt acum... Eliberat, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să gestionez bine și timpul și ideile, și sper că a ieșit un discurs cu impact asupra celor care ne ascultă, nu numai asupra adventiștilor, și asupra altor creștini și asupra necredincioșilor. Următoarea campanie de conferințe biblice se va desfășura în perioada 1-10 aprilie 2022, iar cel mai sigur se va numi Isus a Chemat. Ca la fiecare final de an, sunt Georgiu de Mureș a fost gazda unei noi ediții Asi România. Sau întâlnirea oamenilor de afaceri adventiști care fac parte din Asociația Suport și Inițiativă. Evenimentul a putut fi urmărit și pe rețelele sociale Speranța TV, iar moderatorul întâlnirii a fost colegul nostru, Laurențiu Prună. Care sunt proiectele care urmează să fie finanțate de către ASI, aflăm în materialul care urmează. În perioada 26-27 noiembrie 2021, în localitatea Sângeorgiu de Mureș, s-a desfășurat Convenția Anuală a Asociației pentru Suport și Inițiativă România. Întâlnirea oamenilor de afaceri adventiști a avut ca moto un text din a doua epistolă a lui Pavel către Timotei. Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Invitatul special al Convenției ASI, a fost pastorul Pavel Goia, care este editorul revistei Ministri și secretar asociat al Asociației Pastorale din cadrul Bisericii Adventiste Mondiale. În cadrul prezentărilor sale, a vorbit despre faptul că oamenii lui Dumnezeu sunt caracterizați de o viață de rugăciune și de colaborare cu Duhul Sfânt, invitându-i pe toți cei prezenți să-și propună să experimenteze puterea lui Dumnezeu. Domnule pastor Goia, sunteți invitatul special al acestui eveniment. Cu ce gânduri ați revenit în România? Am venit cu rugăciune sinceră și cu dorința fierbinte de a mă întâlni cu frații și de a încerca să fiu o binecuvântare pentru dânsi. Ați avut prezentări din Cuvântul lui Dumnezeu în cadrul acestui program. Care este mesajul lui Dumnezeu pentru oamenii de afaceri din România? Personal cred din inimă că Dumnezeu ne cheamă pe toți să ne dedicăm toate resursele care le avem în lucrarea lui, să încheiem lucrarea și mă refer nu numai la bani, ci mă refer la timp, la talente și așa mai departe. Tot ce avem, tot ce suntem, să, să ne pregătim pentru a doua venire. Întâlnirile desfășurate în cadrul Centrului de Evenimente Rab din Sângeorgiu de Mureș au fost presărate cu muzică de calitate și au culminat cu un concert susținut de grupul Voces și soliștii Gabriela și Dinu Bulboacă. Pentru că a fost o întâlnire a oamenilor de afaceri adventiști, s-a oferit un raport al realizării proiectelor desfășurate în anul 2021 și s-au prezentat planurile pentru finanțarea altor 13 proiecte pentru anul viitor. Astfel, Asi România își propune să sponsorizeze proiecte evanghelistice, educaționale, sociale și medicale. Ne focalizăm în mod deosebit în anul 2023-2024 pe proiecte educaționale și de sănătate. În mod concret, parteneriatul acesta înseamnă un ajutor în sprijinirea și implementarea unor proiecte pe care le desfășurăm în diferite domenii de activitate. Așa după cum s-a văzut, ASI România, are patru direcții principale de acțiune și anume uh, au în vedere uh, proiectele educaționale. Vreau să vă spun că cel puțin în ceea ce privește conferința noastră, educația este unul dintre obiectivele principale. Avem după conferința Muntenia cea mai dezvoltată rețea de instituții de învățământ, iar ASI s-a văzut și astăzi în program, finanțează din când în când una, două, trei proiecte de pe teritoriul conferinței noastre. De asemenea, un alt domeniu foarte important este cel sanitar-medical. Suntem binecuvântați ca pe lângă Hergelia, încă un proiect mare să se dezvolte, mă refer la Centrul de Sănătate de la Codlea și chiar luna aceasta, ASI împreună cu conferința și Uniunea ne-am întâlnit să vedem cum putem da o mână de ajutor pentru finalizarea acestui proiect ca el să demareze în primăvara anului viitor. Asociația pentru Suport și Inițiativă din România este o organizație a oamenilor de afaceri adventiști care, prin contribuțiile lor financiare, ajută la împlinirea unor vise și finalizarea unor proiecte care au în vedere slujirea semenilor, educarea copiilor, sănătatea tuturor oamenilor și grăbirea revenirii Mântuitorului. Aici se termină Convenția ASI România, un eveniment în cadrul căruia s-au reunit mai mulți oameni de afaceri din România și din străinătate. Aceștia au hotărât, în temere de Dumnezeu și în inima lor, să contribuie cu finanțe la cele mai importante proiecte aflate pe site-ul ASI România. În pandemie a crescut apetența românilor către televiziune și rețele sociale. În aceste condiții, misiunea de a duce Evanghelia în toată lumea și de a o propovădui la orice făptură a devenit una ceva mai ușoară. Dorința de a prezenta Evanghelia românilor din zona Moldovei și nu doar a stat la baza realizării televiziunii Proiectem. Inițiativa de a realiza materiale pentru mediul online a venit la începutul pandemiei în martie 2020, într-o perioadă în care serviciile divine din biserici au fost suspendate, moment în care Comitetul Bisericii Adventiste din Conferința Moldova a dorit să vină în atenția credincioșilor, punând în discuție teme de actualitate și spiritualitate biblică. În fiecare sabat după amiază se realizau emisiuni live, jurnal de sabat, dezbatere spirituală și camera de gardă, emisiune de sănătate cu doctorul Costin Dinu. Lucrarea de răspândire a Evangheliei, chiar și în această generație, pe care o putem considera și ultima generație, sau ne place să credem că va fi și ultima generație, se va face din casă în casă. Cum se va putea realiza lucrul acesta, sau mai exact spus, se poate să mergem din casă în casă fără să ne deplasăm? Proiectiem este o astfel de lucrare și considerăm că toată tehnologia de care ne bucurăm acum este darul lui Dumnezeu pentru generația noastră. Realizatorii acestei televiziuni online susțin că Proiect M a apărut ca o nevoie de a crea conținut video pentru mediul online în scop misionar, pentru a prezenta oamenilor adevărurile speranței. Dorim ca prin intermediul acestui instrument pe care îl avem la dispoziție, și anume Proiect M, să venim în fața oamenilor cu un mesaj de speranță, iar mesajul pe care noi îl vom transmite să le influențeze viețile spre bine începând cu data de 12 noiembrie 2021, de la ediția specială de debut, în fiecare seară, televiziunea online transmite emisiuni spirituale, de educație, de sănătate, de dezvoltare personală, dar și emisiuni pentru tineri. Pe lângă acestea, iubitorii de muzică de calitate pot asculta și viziona piese realizate de Proiect M. Îmi plac proiectele noi, iar Proiectem este unul dintre ele. Au o vorbă moldoveni. Să fie primit! Transmisiunile sunt doar pe internet, pe paginile oficiale Proiectem pe Facebook și YouTube, dar și pe site-ul proiectem.ro Vorbim, bineînțeles, și despre sora mai mare a televiziunii Proiectem și asta pentru că începutul iernii a venit cu o nouă grilă de programe pentru Speranța TV. De asemenea, și Radio Vocea Speranței are emisiuni proaspete pentru ascultătorii săi. De la 1 decembrie puteți viziona și asculta emisiuni noi pe cele două canale media. De data aceasta a venit rândul publicului tânăr să fie în atenția Centrului Media Adventist, așa că grilele de programe aduc titluri noi, de interes pentru copii, adolescenți și tineri. Chiar dacă publicul tânăr nu este un mare consumator de mass media în format clasic, adaptarea unor proiecte și pregătirea lor pentru mediul online cu siguranță va atrage un public nou. Ne bucurăm să aducem din nou în fața publicului nostru titluri noi de emisiuni. Grila aceasta, cea de-a doua schimbare de grilă pe anul 2021, ceea ce a intrat în vigoare la 1 decembrie, aduce în atenție mai multe titluri pentru tineri și pentru copii. Două dintre proiectele vechi ale postului de televiziune au ajuns la final. De acum, în fiecare duminică la ora 21 la Speranța TV, în locul emisiunii Tinerețea e o artă, Sorin Dinu, împreună cu noul său coleg de platou, Mircea Mândăianu, le dau întâlnire tinerilor la Confruntarea generațiilor. Emisiunea are un format inedit, în care reprezentanții generațiilor diferite vin să-și confrunte ideile și cunoștințele. Emisiunea Dialoguri pentru tineri, realizată de pastorul Costi Gogoneață, va fi înlocuită de un proiect nou, realizat în colaborare cu asociația Respiro. Emisiunea Respiro, realizată de pastorul Claudiu Țepuș, va fi difuzată la Speranța TV duminica la ora 15:30. Un proiect nou, mult așteptat de cei mici, încununează eforturile Speranța TV și ale Departamentului de Tineret al Bisericii Adventiste de ziua a din România. Emisiunea Explo, realizată de Cora Albu, se adresează copiilor din clasele gimnaziale și va avea un format dinamic, cu muzică, abilități practice, povestiri, curiozități, toate menite să îi ajute pe copii să-și dezvolte un caracter în care valorile biblice au primul loc. Emisiunea se va difuza la Speranța TV în fiecare sâmbătă la ora 14 și în reluare duminica la ora 9. Vom avea 25 de episoade în care vom descoperi singura comoară pe care nu ne o va putea fura nimeni niciodată. Cred că deja intuiți care este aceasta, este caracterul. Vreau și ne dorim, nu doar eu, ca atât exploratorii din România, cât și copiii care se vor alătura programului Explo, să înțeleagă că cel mai important lucru pe, în care pot investi în această viață este caracterul lor. Așa că vom avea 25 de trăsături de caracter pe care le vom descoperi săptămânal. În noua grilă pe care o propunem de la 1 decembrie, avem ca obiectiv și lucrul acesta sper să se vadă pe post. Avem ca obiectiv. Strângerea legăturilor cu diversele departamente ale, ale Bisericii. Se va vedea acolo că avem emisiuni pe care le dezvoltăm în colaborare cu Departamentul de Tineret, în colaborare cu Departamentul de Comunicare. Există o emisiune nouă pe care o dezvoltăm împreună cu Departamentul de Comunicare. În felul acesta încercăm să arătăm că suntem deschiși către, către tot felul de colaborări. Pe, cu diversele departamente ale bisericii, și că uh, emisiunile pot să crească din perspectiva calității atâta vreme cât există o implicare mai mare din partea bisericii. Deci, din punctul meu de vedere, aceasta este o noutate pe care o aduce noua grilă, și anume colaborare cu diverse departamente ale bisericii. Ascultătorii Radio Vocea Speranței vor mai avea parte de o surpriză editorială. Și pentru radio avem o noutate și anume o emisiune tip podcast realizată de Dana Bordeianu în care mai mulți tineri se vor vulnerabiliza și uneori chiar sub protecția anonimatului vor vorbi despre problemele lor specifice vârstei. Pe lângă aceste emisiuni de tineret avem și emisiuni spirituale noi una dintre ele este realizată de Bianca Timșa Stoicescu, se numește Esența Credinței. Încă o emisiune de care ne bucurăm foarte mult, realizată de Crina Poenariu, Întrevederi, este filmată în studioul Speranța TV, Radio Vocea Speranței din Brașov. Îi lăsăm pe telespectatori și ascultător să descopere aceste emisiuni în grilele noastre. Sperăm ca toate aceste noutăți să vă stârnească interesul și să vă țină cât mai aproape de Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Ne dorim să răspundem nevoilor dumneavoastră și să ducem mai departe veștile bune către cei ce au nevoie să afle că speranța lumii este mântuirea oferită de Dumnezeu și viața veșnică promisă de El. Cum ați descrie un motociclist pe care îl vedeți în trafic, cu geacă de piele și cu un motor zgomotos? Probabil ca pe un dur, ca pe o persoană impunătoare și destul de fioroasă, dar nici de cum ca pe o persoană care ar putea să fie misionar pentru Hristos. Și totuși, se poate. De curând a luat ființă o asociație a motocicliștilor adventiști, oameni care se implică în diverse acțiuni pentru binele societății. Vă invit să-i cunoaștem! În data de 23 octombrie 2021, a avut loc la Satu Mare inaugurarea AMM România, Adventist Motorcycle Ministry. Această asociație este reprezentată de un club de motocicliști adventiști care au înțeles că misiunea creștină, biblică, trebuie să ajungă la toată lumea, inclusiv la o parte a societății care până acum nu a fost privită cu prioritate, lumea motocicliștilor. Astfel, urcați pe motocicletele lor, aceștia cu trei rășoselele, mărturisindu-l pe Dumnezeu colegilor de breaslă. Salutăm această inițiativă de a înființa Asociația Motocicliștilor Adventiști și misiunea lor în România. Eu cred că ceea ce această asociație, ceea ce această misiune va putea realiza este mult mai deosebit decât o să facă alții. Eu sunt convins că motocicliștii vor putea ajunge la o categorie de oameni la care Evanghelia, altfel sau pe alte mijloace, nu va putea ajunge, și vor putea atinge oameni care sunt sinceri și căutători de adevăr de Dumnezeu, însă, prin vocea lor, acești misionari vor putea prezenta Evanghelia în limbajul acceptat de aceștia. Organizată la nivel internațional, această asociație adventistă este prezentă în 21 de țări și numără peste 1500 de membri. Din 23 octombrie 2021, România este și ea așezată în mod oficial pe harta AMM cu cei 9 membri ai asociației locale din satul mare. La eveniment au participat vicepreședintele Juan Santos din Statele Unite ale Americii secretara AMM Josie Santos, secretarul conferinței Transilvania de Nord Sas Caroli Zolt, directoarea Agenției Naționale Antidrog filiala Satu Mare Camelia Iacob și reprezentanții clubului moto Eagle Bikers Satu Mare. Pe lângă proiectele misionare desfășurate printre motocicliști, Asociația Motocicliștilor Adventiști din România este implicată și în proiecte de conștientizare socială, desfășurând activități comune cu Agenția Națională Antidrog Satu Mare. În felul acesta, se desfășoară seminare și activități de conștientizare a efectelor consumului de droguri și alcool în liceele din zonă. Ne onorează colaborarea dintre Agenția Națională Antidrog și uh, Clubul de Motocicliști, înființată astăzi AMMR România. Am început o colaborare frumoasă în luna iunie cu uh, acest club, desfășurând o activitate de prevenire a consumului de droguri și de promovare a alternativelor sănătoase de... Uh, Ocuparea timpului liber de către tinerii din satul mare. Noi încercăm uh, să le spunem tinerilor uh, ce nu e bine să facă, și de ce nu e bine să facă, dar credem că este important să arătăm și ce pot să facă, astfel încât în viața lor să uh, aducă satisfacții, încât uh, să simtă adrenalină, dar o adrenalină sănătoasă. Și acest lucru, reprezentanții clubului de motocicliști au reușit să o facă. Am fost rugat să explic de ce să existe o asemenea asociație și răspunsul este foarte simplu. Noi trăim o ultimă perioadă, ultimele zile, și Dumnezeu face tot ce poate pentru a se descoperi tuturor. Este important să luăm în considerare mesajul celor trei îngeri și să-l transmitem întregii lumi. Aceasta este misiunea motocicliștilor adventiști. Toți trebuie să transmitem vestea bună a lui Hristos. În viitoarele ediții vom cunoaște acțiunile întreprinse de această asociație a motocicliștilor adventiști, cu ajutorul pastorului Cristian D'Orgo, director al Departamentului de Comunicare al Bisericii Adventiste din Transilvania de Nord, membru al acestei asociații. Și dacă tot am vorbit despre motocicliști adventiști, vă invit ca în finalul acestui jurnal să vorbim despre salvamontiști adventiști. Un material realizat de departamentul Școala de Sabat din cadrul Bisericii Adventiste. Union College, o instituție adventistă din Statele Unite, oferă instruire într-un program unic care îmbină perfect aventura, educația și servirea. Se numește International Rescue and Relief sau IRR, și se concentrează pe instruirea la nivel național și internațional a celor care intervin în crize, oameni precum paramedici, pompieri, lucrători pentru dezvoltare internațională și alții. Fiecare student petrece ultimul semestru în străinătate, lucrând în clinici și practicând servicii medicale pentru urgențe și răspuns la dezastre. Acest curs i-a condus în țări precum Malawi, Nicaragua și alte părți ale Statelor Unite. Datorită pandemiei de COVID-19, participanții la program nu au mai putut pleca din țară și au decis să-și petreacă semestrul de instruire pe teren în Alaska. Suntem în Alaska. Îi spunem expediția. Suntem aici în Alaska timp de 12 săptămâni, unde activăm în medicină, servicii de urgență, sănătate globală, clinici pentru urgențe și clinici medicale. Ne ocupăm de călătorii pe ghețari și salvări din crevase. Studenții fac cursuri intense în care învață multe tehnici de salvare și medicale. O mare parte din instruirea lor conduce la obținerea unor certificate profesionale care sunt recunoscute pe plan global. Alaska a oferit noi provocări, cum ar fi vremea arctică. Este frig, vremea s-a schimbat. În timpul instruirii pentru servicii de urgență în sălbăticie, am făcut o drumeție de 40 de kilometri până la o cabană și am practicat medicina în sălbăticie. Erau minus 23 de grade când ne deplasam. Astăzi sunt minus 7 grade și ne aflăm pe pârtia de schi practicând căutarea și salvarea din Avalanșă. Instruirea IRR este intensă. Studenții trebuie să fie pregătiți să servească orice persoană, indiferent cât de dificilă este situația. Dar programul IRR nu doar îi pregătește pe studenți să trateze nevoile fizice ale oamenilor în vremuri întunecate, ci și nevoile lor spirituale, la fel cum făcea Isus. Știu că Isus nu doar le predica oamenilor. El construia relații și se îngrijea de oameni înainte să înceapă să le vorbească despre mântuire. A fi acolo pentru oameni, a le arăta că îți pasă, a construi relații, nu cred că există o metodă mai bună să faci aceasta decât prin acte de servire. Aceasta face IRR. Este prezentă ca să ajute oamenii în momentele cele mai grele. Poate este o boală în familie sau o rănire, poate un dezastru, o urgență de orice fel. Acolo vor fi studenții noștri după ce vor absolvi. Vor ajuta oamenii în zilele lor cele mai grele. Cred că este foarte important să ai oameni care au iubirea lui Hristos în ei, care sunt gata și doritori să lucreze cu oamenii în momentele cele mai grele, când au cea mai mare nevoie și când sunt cel mai receptivi. Noi avem un moto. O carieră de aventură și o viață de servire. O viață de servire. Acesta este devotamentul pe care Union College încearcă să-l cultive la studenților. În acele momente când lucrezi cu localnicii direct, cu oamenii care sunt sub stres și au nevoie de asistență, atunci putem nu doar să punem în practică abilitățile tehnice, ci și să lucrăm pentru a demonstra bunătate, iubire și trăirea unei vieți de care Isus ar fi bucuros. Cred că Isus este cu noi acolo, servind acele comunități unde lucrăm. Programul IRR este un exemplu minunat al metodei lui Hristos de a lucra. Este un program dedicat ajutării oamenilor în cele mai întunecate momente din viața lor și aducerea unei raze din lumina lui Isus. Este dovada că misiunea nu se limitează la o singură formă. Dumnezeu ne cheamă pe toți la o aventură unică împreună cu El unde te conduce Dumnezeu pe tine? Încheiem aici primul jurnal de știri din viața Bisericii Adventiste de ziua șaptea din România. Dacă dețineți informații din acest domeniu, vă încurajăm să ne scrieți la adresa TV. .ro. Ne revedem în ediția următoare, vineri la 19.30.